Bucovina Pojorâta urmează să se califice la masa verde în 16-mile de finală ale Cupei României, pentru că FCM Dorohoi s-a desființat. În schimb, Rapid CFR va avea o misiune dificilă în încercarea de a aduce pentru al doilea an consecutiv o echipă de Liga 1 la Suceava. Formația antrenată de Bogdan Tudoreanu se va bate pentru calificarea în 16-mile de finală cu cea Clăul Piatra Neamț. Meciul va avea loc miercuri, pe 9 septembrie, de la ora 16:30 pe stadionul Areni. În faza a 16-milor de finală, programată între 22 și 24 septembrie, vor participa cele 18 echipe calificate din turul 5 plus cele 14 echipe din Liga 1.